Salutare, prieteni, și bine ați revenit la partea a doua a vlogului nostru despre noul BMW seria 5. Astăzi vom face o mică călătorie prin oraș pentru a vedea exact cum se comportă această mașină la mersul urban, să vedem cum se comportă suspensia și cum se comportă, să zicem, din punct de vedere al confortului pe care îl oferă șoferului și pasagerilor. Însă până să pornim, până să urcăm la volan, haideți pentru început să facem un tur în jurul mașinii. Iată cum arată noul seria 5. Dacă vi se pare cunoscută, este pentru că seamănă foarte mult cu noul seria 7. Iată, grila față este un pic mai alungită și de fapt aici în grila față există același sistem ca la seria 7, aceste mici branhii care se deschid atunci când mașina simte nevoia să se răcorească și atunci aerul intră mai mult în radiator. Când se închid, mașina este un pic mai aerodinamică și mai salvează un pic de combustibil. Pentru că vedeți multe detalii cromate, poate că v-ați dat seama, mașina noastră este, iată, ediția Luxury Line. A plouat, de asta vedeți picăturile de apă pe mașină. Ediția Luxury Line care, da, oferă un look un pic mai, să zicem, elegant și nu neapărat sportiv. Până să ne urcăm în mașină, haideți să vedem portbagajul de 530 de litri. Sunt sigur că nu vă puteți da seama pe cameră cam cât de mare este portbagajul acesta, dar credeți-mă, este mare, este mare tare. Și mă uit acum la partea de sus a portbagajului. Dacă vă mai aduceți aminte la review-ul cu Audi A4, am găsit câteva nereguli aici, o boxă sau un subwoofer care era expus, care cobora în jos, niște fire expuse pe acolo. Aici văd că nu e cazul. E metal expus, dar nu sunt fire de care să te poți agăța sau alte chestii de acest gen. Și normal, cu aceste capete putem rabata scaunele din spate atunci când vrem să cărăm ceva un pic mai lung. Portbagajul are 530 de litri capacitate. Deci, cu siguranță, vor încăpea bagajele pentru toată familia. Normal că putem să închidem de la buton portbagajul. Haideți să vedem pe locurile din spate cam cât loc este. Așa. Sper că vă dați seama acum că suntem în mașină, este mult mai liniște. Da, este extrem de mult loc aici. Stai foarte confortabil. Iată cam cât loc la genunchi am și scaunul acesta este pus în poziția mea de condus. Deci aș avea loc fără nici cea mai mică problemă în spatele meu. La cap la fel, nu am nicio problemă. Ce să mai... Din punct de vedere al confortului, nu se încurcă bavarezii. Normal că versiunea noastră are un tunel de transmisie foarte înalt. Chiar dacă nu ar fi X-Drive, tot ar avea acest tunel de transmisie înalt, pentru că atunci ar fi tracțiune spate și tot ar avea nevoie de un tunel de transmisie către spate. Deci persoana care stă în mijloc va trebui să stea cumva așa, cu picioarele un pic despărțite. Dar pentru cei care stau pe locurile acestea, confortul este maxim, scaunele sunt foarte, bancheta spate este foarte confortabilă și la fel și scaunele sunt foarte, foarte confortabile. Credeți-mă, sunt ca niște fotolii de la IKEA, din acelea scumpe. Ok, haideți să mergem în față, să vă arăt puțin ce se întâmplă în față din punct de vedere al postului de condus. Acum e gălăgie din nou. Haideți să vă arăt ceva, sper să se vadă pe cameră. Ușile acestea au soft close. Ce înseamnă asta? Înseamnă că ați văzut, ușa asta a mai mișcat un pic după ce am închis-o eu. Mașina, dacă spre exemplu nu închidem ușa complet, face ea acest lucru, mai verifică ea încă o dată să se asigure că ușile sunt închise. Postul de condus. Ok. Eu am scaunul dat jos cât mai mult, la maxim de fapt. Cât vine vorba, e o poziție corectă de condus, adică am grip pe volan. Deci totul este confortabil din punctul meu de vedere. Haideți să o și pornim.
Veți vedea cum coboară volanul. Exact. Când închidem mașina, volanul urcă pentru a asigura o intrare și o coborâre mai ușoară de la volan. Și vreau să vă arăt ceva. Vedeți? Ceasurile din bord sunt acum albe. Gradațiile sunt albe. Când se va însera, veți vedea că gradațiile se transformă într-un roșu, nu neapărat roșu, arămiu așa, care e un pic mai blând cu ochii. Am spus chestia asta în partea întâi a vlogului. În rest, tipic BMW, materiale mai mult decât plăcute la atingere. Poate doar aici e un plastic lucios care, după cum vedeți, deja se și văd amprentele pe el și un pic praful se vede pe acest plastic de aici. În rest, și aici este același tip de plastic și iată, la fel, se pătează și rămâne foarte mult praf, adună foarte mult praf acest material. În rest, ce să-i reproșăm? Absolut nimic. A, pot să vă arăt o chestie interesantă. Dacă o să pot să scot cheia din buzunar, da. Cheia aceasta v-am arătat-o și ieri, în vlogul de ieri, în prima parte a vlogului, de fapt. Este cheia similară, de fapt identică, cu cea de la seria 7, însă acum pare că nu are baterie. A, ba da, uite că mai are un pic de baterie. Se pare că în zilele noastre cheile au devenit un smartphone ele însele. Dar e pe roșu. Cum facem să o încărcăm? Foarte simplu. Deschidem acest compartiment și aici, iată, există un sistem de wireless charging care, iată, nu știu dacă se vede, dar a apărut acolo un simbol, cheia acum se încarcă. Ok, deci de asta era nevoie ca să încărcăm cheia. Avem aici un USB, mai avem și aici încă unul, unde am pus eu un fir pentru telefonul meu, priză de 12V și acolo încă una. Sistemul iDrive. Sistemul iDrive care cred că este mai bun ca niciodată, foarte intuitiv, cu aceste categorii, 1, 2, 3, 4, 5, 6 categorii principale. Avem și comenzi rapide către fiecare dacă simțim nevoia să folosim butoanele. Și în sfârșit îmi place că iDrive-ul este și touchscreen. Da, se mișcă foarte repede, deci nu avem nimic să-i reproșăm aici. Un singur lucru. Ieri a trebuit să-mi reconectez telefonul după ce îl conectasem inițial, pentru că nu-l mai recunoștea. Încercam să pun muzică și telefonul meu este acesta. Încercam să pun muzică și nu l-a recunoscut, a trebuit să-l șterg, apoi să-l adaug din nou, iar n-a mers și am încercat încă o dată și a mers. Nu știu dacă a fost din vina telefonului meu sau din vina iDrive-ului, ideea e că s-a întâmplat. Dacă aveți un telefon mai vechi, să știți chestia asta, că s-ar putea să nu meargă din prima. Ok, cred că suntem gata să pornim la drum. Nu mai am ce să vă mai arăt pe loc. Haideți să punem și centura. Ok. Am zis și în vlogul, în prima parte a vlogului, eroarea aceea cu replace battery, mi s-a spus de la reprezentanță că nu trebuie luată în seamă. E o eroare care se pare că nu ar trebui să fie acolo. Bateria, de fapt, ce că este în regulă. Eu i-am crezut pe cuvânt. Și acum să conducem prin oraș. După cum vedeți, în București a plouat, nu e cea mai primitoare vreme din lume, dar cred că deja vă dați seama, aici nu e nicio problemă în această mașină. Bine, acum nu sunt multe dâmburi, e destul de relaxată atmosfera. Nu se aude nimic prea tare, totul e mașina foarte bine antifonată, am spus asta și ieri când mergeam la drum întins. Vă dați seama că în oraș e și mai bine pentru că motorul nu face atât de multă gălăgie. A, uite că iese un pic soarele. Da, să sperăm că iese și mai mult. Ok. Pentru că suntem în oraș, aici vor intra în vigoare și diferitele funcții de siguranță ale mașinii. Ieri v-am arătat la drum lung o funcție care mie îmi place foarte mult, fiind aceasta.
care practic recunoaște când mașina este într-o bandă și dacă șoferul, dacă mașina părăsește acea bandă fără a semnaliza în prealabil, volanul nu doar că dârdie, nu doar că vibrează ca să atenționeze șoferul, dar la nevoie ia și un pic curba, corectează dacă simte că mașina părăsește banda. Lângă butonul de avarii vedeți un buton aici cu o mașină într-un cerc verde. Dacă îl apăsăm, vedem safety features, vedeți intelligent safety. Putem să dăm all on, toate pornite, toate oprite sau individual. Adică pe unele să le avem oprite, pe altele să le avem pornite. Sunt exact ce v-ați aștepta în această clasă. Toate mașinile, cred că din această clasă, au funcții similare. Collision warning, adică dacă ne apropiem prea repede de un obstacol, să zicem în cazul de față o mașină, mașina noastră ne promptează, ne spune acest lucru, inițial cu un indicator auditiv, adică va bipăi un pic și dacă punem frână, ea va ajuta frânarea. În ultima instanță, va și frâna singură. Lane departure warning, exact ce vă spuneam, când părăsim banda, mașina ne atenționează. Lane changing warning, adică atunci când avem o mașină în unghiul mort, mașina din nou ne atenționează. Ideea e că toate sistemele care sunt aici sunt chestii cunoscute, care sunt și pe alte mașini și sunt mai mult decât binevenite. Putem să folosim și touchscreen-ul, iată, back, foarte ușor. De multe ori e mai ușor să folosești touchscreen-ul, chiar dacă, să zicem, trebuie să te întinzi un pic, parcă e mai ușor să folosești touchscreen-ul decât, hai să facem dreapta, decât rotița iDrive, care din nou este ușor de folosit, hai să ne grăbim un pic. Acum că am accelerat, nu tare, dar un pic mai tare decât de obicei, mașina a răspuns foarte repede, nu am pus piciorul pe podea. Când facem acest lucru, după cum v-am demonstrat și ieri, cutia de viteze are nevoie de o secundă de gândire, după care acționează, după care livrează puterea. În schimb, reversul medaliei, ca să spunem, este că în oraș nu retrogradează foarte repede, creând acel efect ciudat în care mașina parcă pune o frână de motor un pic prea abruptă și te zgâlție ba în față, ba în spate. Nu, aici nu este cazul. Haideți să facem stânga aici. Dacă și avem pe unde. Avem și sistem start-stop pe această mașină. Iată, acum a intrat în funcțiune. Imediat ce ridic pedala de frână, mașina repornește. Și imediat ce va trece acest tramvai, voi încerca să trec și eu. Da, traficul din București nu e cea mai drăguță chestie din lume. Totul e la mica înțelegere. Iată acum niște găuri, țineți-vă bine. Ok, au fost niște dâmburi, niște linii de tramvai. Dar nu s-a simțit aproape nimic. Și vă spun că acolo sunt niște chestii foarte puțin plăcute. Dacă intrăm puțin pe linia de tramvai, ia să vedem. Cred că auziți roata cum trece peste plăcile de la linia de tramvai, dar nu se zgâlție deloc. Nu, mașina este foarte, foarte stabilă. Bineînțeles, acest lucru e și datorită faptului că mașina aceasta are o masă destul de mare. N-aș putea să vă spun exact cât, nu vreau să vă dau un număr greșit, dar dacă ar fi să estimez, se simte ca și cum ar avea o tonă 700 pe aici, pe undeva. Deci, masa ei, practic, apasă pe carosabil și nu se zgâlție prea tare. Și acum urmează să ajungem la intersecția de la Alba Iulia. Cei din București cu siguranță o știți. Este o intersecție circulară, nu este un sens giratoriu, este o intersecție circulară dirijată. Asta înseamnă că la un moment dat, chiar dacă suntem în cadrul, în intersecție, trebuie să dăm prioritate celor care vin din afara ei. Și aici vom testa exact ce vizibilitate avem
prin geamul dreapta spate. Imediat ce mă voi putea încadra, voi face acest lucru. Nu, nu pot. Acum. Start-stop-ul poate fi dezactivat. Există aici un buton pentru asta. Eu nu-l dezactivez, pe mine nu mă deranjează prea tare start-stop-ul. Ok. Trebuie să facem stânga aici. Ei, aici va trebui să dăm prioritate celor care vin din partea aceea. Pentru asta va trebui să ne oprim și să ne uităm în dreapta spate. Da, este foarte bine. Iată, vedeți, am pe linia privirii mele acest geam mare din spate, văd foarte bine, ceea ce înseamnă că mă pot asigura și pot pleca de la această intersecție, din această intersecție, fără nicio problemă. Deci, din nou, o mașină cu care poți trăi foarte ușor în oraș. Și cred că dacă ar fi să caracterizez seria 5-ul, așa, într-un singur cuvânt, fapt, într-o singură sintagmă, asta ar fi o mașină cu care ți este foarte ușor să trăiești. Dar atenție, același lucru se întâmplă și cu rivalii ei. La fel de bine îți e foarte ușor să trăiești și cu E-Class. Așa se nu am condus, sincer să fiu, deci nu am cum să vă spun asta, dar am condus V90-ul, care este în aceeași clasă cu seria 5-ul și la fel de ușor este să trăiești și cu acele mașini. Totul se reduce la preferința proprie, bineînțeles și la bani. Mașina aceasta, v-am spus în vlogul de ieri, este undeva pe la 76.000 de euro. Bine, multe jucării pe ea, dar cam aici este prețul. Dacă ar fi să mă întrebați pe mine, părerea mea personală este că Volvo V90 este o experiență un pic mai specială. Și vă spun și de ce. Interiorul acela extrem de simplist, cu o singură tabletă foarte mare și cu foarte puține butoane și atenția la detalii din... scuze, am pus o frână un pic mai dură ca să nu trec pe portocaliu și cred că mi s-a vărsat ghiozdanul. Revenind, în Volvo V90 e un sentiment un pic mai... Parcă suedezilor le-a păsat un pic mai mult, nu știu cum să spun. După cum v-am spus și în review-ul acela, au tot felul de mici detalii. Spre exemplu, steagul Suediei care este pus aici pe scaun, pe centură, și-au ștanțat anul în care ei, suedezii de la Volvo, au inventat centura cu prindere în 3 puncte. Au tot felul de chestii din astea mici care arată că le pasă foarte, foarte mult. Nu spun că germanilor, mă refer aici la triumviratul nemțesc, adică Audi, BMW și Mercedes, nu spun că lor nu le-ar păsa, doar că ei fac chestiile bine și atât. Suedezii, pentru că simt nevoia să recupereze niște teren, pentru că ei n-au mai fost în piața asta cu o mașină care să conteze de foarte mulți ani, V90-ul pentru ei este o chestie care trebuia să vină de mult și este de fapt S90 și V90. V90-ul este varianta break a S90-ului. Cum spuneam, pentru ei mașina aceea trebuia să fie extrem de bună, era o necesitate. Volvo nu a vândut, cred, nici măcar o zecime din cât a vândut BMW seria 5-uri. Dar acolo parcă este o experiență un pic mai specială din punct de vedere al habitaclului. Din punct de vedere al experienței la condus, nu este o foarte mare diferență. În schimb, trebuie să recunosc că BMW are în continuare o direcție foarte bună. În timpurile noastre, coloana de direcție clasică nu prea mai există. Avem direcție asistată electronic, deci suntem un pic deconectați de roți, ca să zicem. Însă cei de la BMW reușesc să păstreze un pic acea conectare între șofer și roți și asta îmi place. În continuare îmi place direcția aceasta. E o chestie specială și aici, nu mă înțelegeți greșit. Dar aici, să zicem... Chestia specială la BMW seria 5 este modul în care mașina ia curbele. Mai ales direcția aceasta, mie mi se pare foarte bună. În schimb, la Volvo, pentru că aici eram cu comparația, acolo nu se pune atât de mult accent pe o direcție sportivă, acolo se pune accent pe un interior cât mai special. Deci, din nou,
aici voiam să ajung. Totul depinde de ceea ce vreți voi, cumpărătorii. Pentru că aia a fost o gaură foarte mare pe care am crezut că nu o să o iau, dar nu s-a simțit atât de rău pe cât credeam. Acolo este un capac de canal care în jurul căruia s-a săpat, pentru că probabil cei de la APA Nova au vrut să-l schimbe și apoi s-au plictisit, cine știe. Dar nu a fost atât de dur. Revenind, în clasa aceasta, după cum vă spuneam, cele trei mașini pe care le-am condus, seria 5-ul, S90-ul și E-Class, toate sunt mașini excelente, dar fiecare în felul ei. Cred că în E-Class confortul și modul în care era făcut interiorul sunt niște chestii speciale, într-adevăr. Cred că în S90 detaliile sunt iar niște chestii speciale, într-adevăr. Și cred că în seria 5 direcția și practic caracteristica sportivă a mașinii, din nou, e o chestie specială, e chestia care definește această mașină. Dar pentru 76.000 de euro, bine, aceasta e varianta noastră. Cu siguranță un seria 5 poate fi cumpărat cu mai puțin bani. Pentru banii aceștia, nici măcar nu se pune întrebarea dacă merită mașina sau nu. Pur și simplu, întrebarea ce trebuie pusă este dacă ești dispus să dai banii ăștia pe mașina asta sau pe una din rivalii ei. Dacă mă întrebați pe mine, mie mi se pare că seria 5-ul încearcă să facă câte un pic din toate. Interiorul, da? În general, arată bine, este un interior clasic, arată bine. Nu este nimic revoluționar cum a fost la Volvo S90, dar arată bine. Exteriorul e un seria 7 mai mic. Din nou, nimic revoluționar, dar arată bine. Deci, să zicem că seria 5-ul ar putea fi alegerea celui un pic mai conservator. În rest, după cum vedeți, se conduce ca o mașină de 70.000 de euro, adică nici cea mai mică problemă la volan, mai ales în oraș. Uitați, acum vom face stânga spre fântâna de la Unirii și aici carosabilul, iată, a fost ras de domnii de la drumuri și am coborât dâmbul acesta fără nicio problemă. Facem stânga, urmează să urcăm aici un dâmb. Ok, unde șoseaua a fost proaspăt turnată? Nicio problemă. Ei, gândiți-vă că astfel de chestii se vor întâmpla în mod constant, în fiecare zi, în București, pentru că aici drumurile sunt... Nu are rost să mai bat apa în piua, ați înțeles ideea. Și e nevoie de o mașină confortabilă cum este aceasta. Pentru că altfel, cred că o să nebunești, dacă nu ai măcar, dacă nu ai un plus de confort. Revenind și încercând și încheind, de fapt, seria 5-ul este în continuare o mașină cu aceeași calitate cu care bavarezii ne-au obișnuit până acum. Nu s-a întâmplat nimic în minus, nu s-a întâmplat nici mare brânză în plus, dar nu s-a întâmplat nimic în minus. Este în continuare o mașină conservatoare, dar cu siguranță acest lucru va fi, să zicem, appeal-ul cumpărătorilor din acest segment. Așa că, da, nu aveți cum să greșiți cu seria 5 și dacă mă întrebați pe mine, dintre seria 5 și seria 7, aș alege seria 5 fără nici cea mai mică îndoială, pentru că nu văd de ce să ții un seria 7 când seria 5-ul are acum tot ce avea seria 7 și când zic tot, mă refer și la... stați, voiam să fac gestul acela, dar am uitat că nu am... Ok, azi sunt pe radio. Bine. Ați înțeles ideea. Deci, seria 5-ul are acum tot ce avea și seria 7. Și mai e un gest. Putem să facem așa pentru a schimba postul. Iată. Bine, acum o să faceți chestia asta o dată sau de două ori ca să vă lăudați la prieteni, după care tot cu touchscreen-ul veți lucra sau cu iDrive-ul. Eu sincer prefer touchscreen-ul pentru că așa cum este scaunul în poziția în care l-am eu acum, pot ajunge relativ ușor. Iată. Bine, acum, din nou, stăm pe loc, deci îmi permit să fac asta. În mers, poate nu atât de mult. E relativ ușor. Și că tot suntem aici la Vehicle Information, eram spus că vă arăt un pic
cum este consumul după o perioadă mai îndelungă de folosire. Iată, suntem la 7,5. Da, 7,5 scrie acolo. Ne uităm și în board. 7,5 litri la 100 de kilometri. Ieri când veneam pe drum era 8,2. Nu a scăzut neapărat doar datorită faptului că am mers în mod constant pe autostradă, ci și datorită faptului că ieri mașina avea un consum atât de mare pentru că stătuse mult pornită pe loc, pentru poze, pentru filmări, ce am făcut noi, mașina trebuia să fie pornită și nu prea era mișcată, deci consumul a crescut, consumul mediu. Acum, iată, acum 7,4, deci undeva aici se învârte consumul, 7,4, 7,5. Și dacă stăm să ne gândim că e dită mai mașina, diesel, e foarte bine. Avem și auto hold. Dacă apăsăm acest buton, putem să luăm piciorul de pe frână și mașina nu pleacă, chiar dacă ea este în drive. Deci, da, totul e bine. Nu știu dacă ați văzut, dar domnul acela care are un Audi se cam uită un pic la mașina noastră. Oh, acum ai uitați, se uită și colegul din spatele lui. Da, vedeți, în ciuda faptului că este, să zicem, alegerea un pic mai conservatoare din punct de vedere al designului, mașina aceasta în continuare atrage privirile. Deci, o fi un pic conservatoare, dar cu siguranță veți, să zicem, e și un pic în evidență, nu știu, ca un tip cu gust. Asta este impresia pe care o lasă seria 5-ul celor din jur. Bine. Asta și să folosim semnalizarea. Prieteni, cred că aici voi încheia partea a doua a vlogului despre seria 5. Iată, acum doar accelerez și plecăm. Cum spuneam, aici voi încheia partea a doua a vlogului despre BMW seria 5. Dacă am fi avut mașina o perioadă un pic mai îndelungată, am fi putut face un review un pic mai comprimat. Din păcate, atât s-a putut deocamdată. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine și dacă v-a plăcut videoul nostru, dați-ne un like. Dacă nu, eu un buton și pentru asta și dacă vreți să mai vedeți și alte astfel de review-uri, bloguri și alte păreri auto, atunci vă rog, abonați-vă la canalul nostru de YouTube. Ne vedem pe eBlog Auto. La revedere.